Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Este... unde a fugit șemineul? Uite-l. Șemineul ăsta este o minune. Nici nu știu cu ce să încep. În primul rând, aș fi tentat, dar nu o să o fac, să încep prin a vă spune că să te naști în România este o aventură. Pentru unii frumoasă, pentru unii dramatică, pentru unii dădătoare de speranțe, pentru alții începutul unui drum anevoios. Să te naști în România nu este ca și cum te-ai naște în Germania, în Statele Unite, în Japonia sau temirunde. De ce? Pentru că asta este o țară specială, ăsta e un loc special, ăsta este un popor special. Noi suntem o nație specială. Mulți au spus că vorbim aiurea în tramvai atunci când spunem că nația asta este o nație specială. Nu. Avem atâtea defecte și atâtea calități încât îți este extrem de greu și foarte mulți încearcă și foarte puțini reușesc să analizeze. Îți spuneam că îți este foarte greu să spui ce înseamnă în mod real să te naști și să trăiești în România. Dacă te muți mai la nord, un pic, dai de război, dai de deranj mare, dai de supărări, dai de încrâncenări numite Donbas, Donetsk, Ucraina, Rusia. Dacă te muți mai la est, și mai complicat, cu cât te duci mai spre Urali, mai spre Volga, mai spre Asia, spre extrem, lucrurile sunt complicate. Și la sud, și în România, unii spun că are formă de pește și e țara ocrotită și iubită de Maica Domnului. Poate că așa o fi. Ar fi o blasfemie să mă apuc să cred sau să spun la televizor că eu chiar cred asta. Eu sper să fie un loc ocrotit. De ce? Pentru că nu merităm altceva decât să fim ocrotiți, deși, fără noimă pare ce spun, dar credeți-mă că are noimă, poporul ăsta a făcut atâtea erori. Noi am făcut atâtea greșeli. Încât îți trebuie mult curaj să spui merităm. Foarte mult curaj îți trebuie să spui, merităm. Este 25 decembrie. Poate că aș fi tentat acum să discutăm despre procesul de la Timișoara, de la Târgoviște. Nu o să o fac. Au fost omorâți fix cu 29 de ani în urmă soții Nicolae și Elena Ceaușescu. Nu erau și probabil că nu vor rămâne ultimii lideri ai neamului ăsta pe care neamul și omoară prin interpuși. Niciodată neamul nu și-a omorât liderul. Niciodată. Dar prin interpuși, Doamne, de câte ori? De câte ori ne-am omorât căpeteniile prin interpuși? Domestici sau străini, dar interpuși care și-au făcut treaba. E 25 decembrie și poate că ar trebui să vorbim ce s-a întâmplat în lumea noastră cu 2018 ani în urmă. Dacă e să ne ținem de Sfintele Scripturii. S-a născut lumina. S-a născut creștinismul. S-a născut Fiul Domnului, s-a născut Mântuitorul. Povestea o știți. Sunt prea mic și prea neștiutor să încerc să o spun. Cine crede că poate să o spună de adevăratele este naiv. Povestea nașterii Domnului nu se poate spune. Ea doar se crede. Ea doar se simte. Astăzi o să fac așa, nu o să spun nimic. Astăzi eu și Teddy Mureșan, producătorul emisiunii, adică echipa acestei emisiuni, vă spunem să vă dea Dumnezeu sănătate. Între nașteri și decese, între căsătorii și botezuri, între plecări din țară în lumea largă și întoarcerea acasă lângă cei dragi, viața voastră, viața noastră, este o viață de români. O viață atipică. O viață greu depus într-o analiză corectă și completă. Nici n-am să încerc. Azi deschidem telefoanele și așa am vorbit prea mult. Este ziua Crăciunului. Mă bucur să cred că majoritatea dintre voi sunteți acum cu mâncarea, cu vinul, cu țuica fiartă și cu mirosul de brad în suflet, în nări și în stomac. Am un foarte bun prieten la B1 TV care acum câteva zile și-a operat mama de cancer. Îi doresc multă sănătate acestei femei și
și spun așa, de ce v-am spus asta în ziua de Crăciun? Pentru că știu că sunt foarte multe familii unde acum un bătrân întinde mâna spre noptieră să-și ia medicamentele, unde un tânăr suferă de o maladie gravă, unde un copil se zbate pentru viața lui și această emisiune este și pentru ei. Televiziunea asta este a voastră și mai abitir decât tot, emisiunea asta va aparține aproape în totalitate. Bună ziua de Sfântul Crăciun, sunteți în direct cu toții, fiecare aveți un minut de aur în care să spuneți ce credeți. Care este cel mai interesant om? Care este al anului 2018? Ce a însemnat 2018 pentru voi? Pentru familia voastră? Care este lucrul care v-a emoționat, v-a afectat cel mai mult? Fie în bine, fie în rău. Cu Dumnezeu înainte este Sfântul Crăciun. Unde mergem, Teddy? La Arad, primul telefon. Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da. Zălarad. Foarte bine faci. Domnul Babu, îmi cer să vorbesc cu dumneavoastră de 3 ani, dar acum am reușit să intru în direct. Eu am fost plecat din țară. Accidental ai reușit să vorbești în direct după 3 ani taman în Sfântul Crăciun? Da, să știți că într-adevăr taman a fost. Ia zi. A fost în Israel 7 ani de zile, am locat acolo. Soție și fata mea în Spania. Să suntem dezbinați. Nici un război de 2000 de ani încoace nu a reușit să facă așa dezbinare în țara noastră de cum au făcut ăștia de 30 de ani încoace. 5 milioane de oameni sunt plecați din țară. 5 milioane. Eu am 63 de ani. Care a fost momentul tău cel mai trist sau cel mai vesel? Momentul cel mai important din anul ăsta? Sunt singur acasă azi. Așa au reușit guvernanța noastră să facă. În loc să ne aducă, eu am fost plecat și m-am reîntors în țară. 7 ani am stat în Israel. Am muncit la construcții. Și de ce ai ajuns de Sfântul Crăciun să fii singur acasă? De ce suntem plecate? Că suntem nevoiți că nu ne ajungem. Nu ne ajungem. Am lucrat 38 de ani și am 9 milioane pensie. Care e mesajul tău de la Arad pentru România, oriunde s-ar afla ea acum? Să se reîntoarcă toți românii în țară. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Asta aș dori. Mergem mai departe. Bună ziua! Bună, Zoli, la Satul Mare ești în direct. Zoltan, m-auzi? Bine. Opriți telefonul. Nu m-aude. O să mergem mai departe. Îi rog frumos pe toți cei care intră în direct, să, primul lucru când se aud în direct, să închidă sonorul televizorului, pentru că altfel nu ne înțelegem neam. Hai, Teddy. Mergem unde? Zoltan, ești pe linie. În continuare, ne auzi? Da. Te rog frumos, oprește sonorul televizorului și te ascultăm. Ai un minut de aur la dispoziție. Da. Alo? Tu poți să oprești, da, sonorul? Poți să oprești sonorul televizorului? Știi ce e aia? Da. Oprește-l. L-ai oprit? Da. Acum te ascultăm, Zoli. Deci aia vreau să vă spun. Când anul două, deci când l-am votat pe domnul Iohannis, a făcut cea mai mare greșeală. Pentru că nu se uită la copii, nu se uită la bătrâni. Deci nu ține cont. Să dai tu alocație de 80 de lei la un copil. Noi lucrăm amândoi, deci avem salarii. Eu aș vrea să-l văd pe domnul Iohannis și pe domnul Dragnea cum întreține doi copii și facturi din acest salariu minim pe economie, mă înțelegeți? Da. Deci să dea public cu câți bani rămâi că facturile în casă sunt 700 de lei. Deci Zoli. Zoli, e să nu-mi vină cu explicații nici unul, nici altul. Care, deci Zoli, a făcut Zoli, cea mai care, mare greșeală a vieții am înțeles. Când l-am votat pe domnul Iohannis. Spune-mi așa, care este cel mai important moment din 2018 pentru tine și pentru familia ta? Dar nu vă aud. Bine, mulțumesc mult. Nu mă auzi pentru că n-ai închis sonorul televizorului, Zoli, dragă. Îmi pare rău. Mergem mai departe. Cine? Ridică telefonul și spune, roagă-l frumos pe Gabi să închidă. Uite că sună telefonul, audio în regie, deja al doilea telefon sună. Hai, pune-mi-l în direct. Oameni buni, vă rog mult,
Este o emisiune specială. Nu putem să ne înțelegem dacă televizoarele în casă, în momentul în care suntem în direct, sunt lăsate să se audă, pentru că se face un efect. Mergem în Italia. Bună ziua! Alo! Alo! Bună ziua, în Italia, sunteți în direct. Bună ziua! Vă ascult cu drag. Aveți un minut la dispoziție. Vă mulțumesc. Vă ascult. Alo! Da, v-am spus că aveți un minut la dispoziție. Bună ziua! Aș vrea să vă spun momentul cel mai rău care l-am avut în 2018. Dar nu poți să începi, auzi? Nu poți să începi să-mi spui care e cel mai bun, nu cel mai rău? Da, cel mai bun a fost când au ieșit toți în piață și nu s-a reușit să dea ordonanță de urgență. Atunci când a vrut să dea grațier și tot ce a vrut să-i ce... Și cel mai rău, o să vă spun? Da. O să vă spun, cel mai rău a fost atunci când jandarmii au făcut diaspora cu putere, cu copii, cu copii în brațe, cu tot, când am fost acolo. Cel mai rău moment. Bine, Mihaela, bună ziua. Mihaela, în București... Bună ziua și sărbători fericite la toată lumea. Bună, Mihaela, bună. Și vreau să spun că nu e Iohannis de vină, guvernul e de vină care dă bani la, pentru copii. Și bugetul tot de guvern, nu depinde de Iohannis în primul rând. Țin să spun tuturor românilor să le urez la mulți ani, fericire, sănătate și minte multă și să atinge unde pune votul. Care e cel mai bun om politic după părerea ta în 2018, Mihaela? Eu tot pe Iohannis îl votez, e un român adevărat. Care e partidul? Un român care poate să ne reprezinte oriunde. Am înțeles, Mihaela, care e partidul în care tu ai avea încredere? Nu facem acum neapărat un sondaj, dar vreau să știu, ia zi-mi, care e partidul în care tu ai avea cea mai mare încredere? A fi PMP-ul. PMP-ul lui Băsescu, foarte bine. Dar consideri. Băsescu ar fi bun de prim-ministru. Băsescu ar fi bun de prim-ministru. Da, Băsescu ar fi bun de prim-ministru pentru că, în opinia mea, este cel mai puternic om politic pe care, exact, în viață pe care l-are România. Exact, ar trebui să lupte cu toți. Fără doar și poate. Dacă facem o sumă, un calcul corect, cinstit al binelui și al răului din fiecare om politic, Traian Băsescu este cel mai puternic om pe care l-are țara asta, fără doar și poate. Fără doar și poate. L-a apreciat foarte mult. Eu astăzi o să fac așa. Am să mă abțin de la orice comentarii răutăcioase dintr-un motiv absolut evident. Este Crăciunul și las în comentariile mele... Te rog să mă scuz, vreau să mai zic o treabă. Dacă nu te superi, să mă las să zic două vorbe. Dragnea nu are niciun drept să facă, să se bage în guvern. Guvernul este singur, el ca șef de partid, el n-ar trebui să iasă înainte. Ar trebui să iasă doar primul ministru. El vorbește în locul primului ministru, el vorbește în locul la toți. El în ce calitate? Doar că e președintele PSD-ului? Da. Mersi mult, mergem mai departe. Mersi mult, mergem mai departe. Bună ziua, în București sunteți în direct. Bună ziua și Crăciun fericit. Să spun sau să nu spun? Mulțumesc mult. Nu, să nu spui. Vă doresc Crăciun fericit, sărbători cu bine. Doamne, da, ajută. Mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe. Bună ziua. Sunteți în direct. Sunt fericit să aveți. Salut, Florine, ești în direct. Da, bună ziua, domnul Barbu, din nou în direct. Și ce vreau să vă spun, vă transmit tuturor un călduros Crăciun fericit, toate cele bune, multă, multă sănătate. Și de ce avem mai multe nevoie de multă, multă minte? Care a fost, Florine? Ăsta că trebuie trezit, domnul Barbu. Florine, da? Care a fost momentul cel mai greu sau cel mai frumos? Care alege tu din 2018 pentru tine și pentru ai tăi? Da, inteligentă întrebare, că întotdeauna emisiunea asta face numai emisiuni excepționale și singura emisiune, cred că, din lume, la care avem și noi dreptul să ne spunem cuvântul, părerea și tot ce avem pe suflet. Ce să vă spun, domnul Maru, cu părere de rău, nu există nici unul
nici unul, vă dați seama, un președinte care să putem spune că e cât de cât bun la ora actuală. Pentru nația lui, pentru poporul lui, pentru semenii lui, nu există tot un pasiv în afară de unul singur care totuși mai are deasupra celălalt puțin punctaj. Acela știți cine e? Nu. Există totuși unul singur, că dacă nu ar fi el, lumea în ziua de azi ar fi fost deja poate toți cipați. Este domnul Putin. Foarte care asta mai putem în balanță. Foarte tare. Vă spun sincer, ceea ce se întâmplă la Strasbourg, ce se întâmplă în Franța, toată lumea știe, toată lumea simte, asta se întâmplă în fiecare țară și se va întâmpla de acum încolo. Fii atent ce întrebare. Vine un an nou. Fii atent ce întrebare. Cred că va fi un an de vis. Fii atent ce întrebare. Asta am vrut să spun. Mă asculți un pic, care e opinia ta despre 2019? Va fi un an mai bun sau mai rău decât 2018, decât ăsta care se închide? 2019, fiecare român trebuie să înțeleagă că cu ajutorul Dumnezeu și Domnul, prin calea Sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a născut acum peste 2000 de ani, înțelegem prin trei cuvinte. Dânsul este calea, adevărul și lumina. Și viața. Și calea, lumina, da. Adevărul și viața. Lumina. Nu alții care spun că iluminați și se dau și se vând și-și fac, fac membrele prin... Pentru că e primul telefon, mersi, mersi mult, pentru că este primul telefon din diaspora, din acea Românie de peste 5 milioane, 6 milioane de suflete care trăiește, muncește și tânjește după casă în afara casei, în afara frontierilor noastre de stat. Deci pentru diaspora românească, tot respectul și cu tot sufletul, cu tot sufletul vă spun, și eu și Teddy, amândoi muncim în decursul anului, muncim peste an. Și cu, era să zic mai mult cu gândul la voi, nu, mai profund cu gândul la voi, pentru că suferiți mai mult decât ăștia de acasă. Voi sunteți ăia care suferiți cel mai tare, ăia care, așa, cam bazme, numai că ăsta e un bazm rău, peste mări și țări, trudiți cu sudoare, ca aici acasă familii, sute de mii de familii să trăiască. Noi știm asta, vă respectăm și muncim. Nu mai mult pentru voi, că acasă sunt totuși 18-19 milioane de români, dar muncim cu gândul și cu sufletul și la voi. Mergem mai departe, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună, Valentine, ești în direct, ai minutul de aur. Vă salut cu mare respect, domnul Barbu din Vrancea, vă deranjez. Cu drag te ascultăm! Crăciun fericit dumneavoastră și vouă. Ascultătorii noștri de România. Și vouă! Să încep cu o veste cea mai bună. Prima veste bună care o am, am un strănepot. Al doilea am pierdut mama. Și asta cu a zis... Când s-a născut strănepotul tău? Domnul de zile. Să-i dea Dumnezeu sănătate, bravo. Dumnezeu să vă audă. Și de asta cerea că mi-am pierdut mama pe 10 martie cu ajutorul sistemului sanitar din România. Cel mai prost sistem sanitar care l-a avut România vreodată. Aici mă refer la mizeria care este în spitalul județean. Focar de infecții și câte și mai câte. Bătaie de joc. Cum poți să pui tu directorul spitalului pe domnul Mândrină când el a fost secretarul prefecturii, când l-a prins ziariștii cu conservele furate? Vreau să te întreb așa, moldovene, care e cea mai gravă problemă cu care se confruntă nația asta? Cea mai gravă problemă la ora actuală, domnul Barbu, este corupția care se manifestă. Corupția. Bine, frățiorul meu, mergem în Oltenia. Salut, Aurel, ești în direct. Sănătate, domnul Barbu, la Cusac, să-ți sunt fericit. Crăciun fericit și Olteniei. Te ascult cu apropo de cele discutate până acum, am ascultat foarte multe chestii discutând despre, în special despre diaspora, de parcă, băi, n-am fi noi cei care muncim aici și muncim așa cum muncim, noi nu existăm. Deci nu am nimic cu diaspora. Doamne, trece, știu când au plecat de dragă. Sau poate alții au plecat, nimeni nu i-a gonit. O, Doamne, Aurele, ascultă-mă, da. Prieten drag. Hai să spunem, îmi cer scuze, dă-și mie două șervețele, că nu mai pot, îmi curge nasul. Și să știți că și oamenii de televiziune seamănă foarte mult până la identificare, aproape cu ceilalți oameni. Oamenii ăia normal, care strănută, tușesc, au amigdalele umflate. Da, vine un cop, prieten drag, să rămână. Da, îmi pare foarte rău. Nu, ori era varianta să stau acasă. Lasă-mă, băi, regizorule. Lasă-mă imaginea că nu e nimic pornografic când ați sufla nasul. Nu. Vreau să spun așa. Este chiar normal. Ești în greșeală mare și îți spun de ce. De ce? Îți spun de ce. Ai zis că ăștia aproape 5 milioane de români care după Revoluție au plecat așa din țară,
au plecat că au vrut ei. Nu, mă, prietene. Majoritatea... Nu, ascultă-mă. Hai că avem un dialog. Ție îți dau un minut de la mine. N-am nimic, sigur. E adevărat că dialogul este... Ei au plecat pentru că în locul fabricii au crescut vile. Au plecat pentru că în locul fabricii a crescut o fabrică făcută de ruși, adică ținută, privatizată, cu ghilimele, de ruși, de indieni, de italieni, de dragi cocoșați. Iar ăia au redus și au trimis oamenii acasă și au redus numărul de locuri de muncă. Este vorba de faptul că au pierdut locurile de muncă din construcții, pentru că în construcții la noi se plătește mizerabil și patronii, că sunt români sau că sunt străini, și bajoc de oameni. Nu au vrut, mă, să plece. Cei mai buni faianțari. Nu, știți cum este? Părerele sunt împărțite. Eu sunt un om de afaceri. Eu ți-am spus părerea mea. Am nevoie de angajați pe părerea voastră. Eu am zis, vă spun pe a mea. Așa, tu ai nevoie de angajat și nu găsești? Da, am nevoie de angajat și nu am de unde. Păi știi de ce? Îți spun eu, pentru că ce mai... Îți spun eu. Să-mi spuneți că nu-i plătesc suficient, nu-i plătesc acolo. Bineînțeles. Tu îi dai, îți spun eu... Diferența între România și Germania este una, între Franța și România este alta. Îți spun eu de ce n-ai bani. Tu n-ai bani pentru că ești... Ascultă-mă. Eu n-am atâta bani, sigur că n-am, dar atunci... Tu n-ai bani pentru că statul român... Știi de ce n-ai bani? Ascultă-mă un pic. Știi de ce n-ai tu bani? Pentru că nenorociții care au condus țara asta 27-28 de ani. Da, nu, vă rog, eu nu mai luat cu nenorociții astăzi de... Bine, domne, reformulez. Știți, pentru că... Este, eu nu vă mai cred nici pe dumneavoastră, spre șeful, că se tolpeam ca mine. Ascultă-mă puțin, fii atent. Dumneavoastră vorbiți într-un fel, aici la post de televiziune vorbiți în alt fel, ne puneți unii împotriva altora, știți? Și asta, domne, nu este bine. Eu la emisiunea mea vorbesc la fel... De Crăciun, domnul Barbu. Eu zic de Crăciun și nu trebuie să depunem unii împotriva altuia, sunt proști. Ăștia bine, sunt ai dreptate, bine. Dar să vorbim despre proști, ăla, vorbim proști de voastră. Am șters cuvântul, mi-am cerut scuze și spun atunci, păi, așa, nu. Clasa politică românească... Adică ne puneți, dumneavoastră televiziune, ne puneți unii împotriva altuia, ascultăm un post, ne spune una, ascultăm postul ăla, este invers. Și dumneavoastră, care vă știu oltean, știți, parcă ne băgați furca pe parte, ceilalți pe partea aia. Bine, îmi cer scuze dacă asta e părerea, adică, ta. Dacă, cum să spun eu, dacă nici guvernul, din cauza asta, nici guvernul... Poți să te întreb ceva? Poți să fii... Mă asculti un pic? Eu vă ascult. Poți să-mi spui și mie o altă televiziune? O alta, care vrei tu? În eu care tu... pe toate. Sincer, să fiu, pe dumneavoastră vă ascult în mod special. Nu, ascultă-mi întrebarea, că nu știi ce vreau să spun. Da. Care televiziune sau care emisiune în afară de asta mai acceptă telefoane de genul celui pe care le avem noi acum? Eu n-am spus că dar eu asta înseamnă asta înseamnă să nu pot... Tu n-ai cum să-mi spui mie că eu pun oamenii unii contra altora, pentru că la mine, la mine în emisiune oamenii spun ce vor. Nu, domne, vrei să spun ceva? Hai să spun adevărul. Hai să spun adevărul. Țara asta, ascultă-mă un pic. Mă asculti un pic? Țara asta, 29 de ani, a fost condusă în mare parte de hoți și proști. Repet, băi, adevărat, că dacă nu era adevărat, nu ajungeam aici. Nu împărțim țara între proști și deștepți. Între proști și deștepți există milioane de oameni. Nu există proști și unii deștepți. Băi, țara, după părerea ta, țara asta adică a fost... Dacă nu sunt deștepți și nu... Vreau să te întreb ceva și proști. Cu asta terminăm. După părerea ta, țara asta a fost condusă de deștepți și cinstiți? A fost condusă de oameni. Oameni care am avut, pe care am avut... Bine, România. Ok, bine. România poate să veni și Reagan, să veni și actualul și poate tot asta era. Nu e adevărat. Asta e țara. Asta e o părere greșită. Nu e adevărat. Știți? Nu e adevărat. Bine. Bine. Mersi mult. Ți-am acord. Mersi frumos. Mersi, opriți telefonul, nu de alta, dar a depășit nu cu mult minutul de aur care, pe care am vrut să-l aloc fiecăruia, dar a meritat dialogul, după părerea mea. Unde mergem, Teddy? În Franța. Bună ziua, să rămână. Bună ziua. Bună, Ioana. Auziți? Cum? Diana, iartă-mă. Diana, da, scuze-mă. Da, Diana. Am auzit eu greșit. Deci omul anului este Iohannis. De ce? Pentru că m-a impresionat că a stat foarte mult timp outsider și acum se implică foarte mult. Foarte tare. Spune-mi, care este evenimentul care te-a marcat pe tine și pe familia ta cel mai mult în anul ăsta? Fie în bine, fie în rău. M-a marcat atâta tamtam cu biserica, pentru că am avut foarte mari probleme cu sănătatea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, am înțeles. Mulțumesc. Adică în ce deci, sens? Deci în Vrancea este mare problemă cu acest spital. Te ascult. Se moare pe capete, ca și în Galați de altfel. Și noi ridicăm biserici.
nu avem grijă să ne aducem oamenii înapoi, din străinătate. Am înțeles. Nu există implicare la nivel politic, la nivel social, la nivel uman. Nu există implicare. Asta e părerea ta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mergem mai departe, este Sfânta Zi de Crăciun, 25 decembrie, anno Domine 2018, mergem în Timișoara, bună ziua! Alo? Salut, Vasile! Bună ziua și la mulți ani, Crăciun fericit! Doamne ajută la toată lumea! Ați făcut o emisiune, de fapt aveți foarte multe emisiuni, dar este pentru prima dată când v-am prins în direct. Te ascult cu drag! Ați formulat o întrebare care a fost, sau nu știu, cel mai bun președinte. Da. Te ascult. Cred că după mine n-a fost niciunul. Și nu există. De ce crezi că nu există niciunul? Adică poporul... Vă spun de ce. Ascultă-mă. Sub vorbă de polemică. Fii atent. Înaintea ta a fost un domn care a spus că poporul ăsta a fost conduși de oameni nici proști, nici deștepți, nici hoți, nici cinstiți, de oameni, ca noi. Nu. Deci poporul după 90, după omorârea lui Ceaușescu, care azi s-a împlinit 29 de ani de când l-au omorât criminalii, deci noi n-am avut parte de un președinte care să fie fidel poporului român. Numai în fiecare mandat, toți care au fost la putere, care s-au perindat, numai ceartă și ură. În primul rând, nu respectă Constituția nici unul dintre ei, atât politicienii, cât și președintele actual, Iohannis. Nu respectă Constituția. Te ascult, zi. Nu, nerespectând Constituția, care este cartea de căpătâi a neamului românesc, Constituția României, da? Asta presupune că noi facem ce vrem, suntem 5 ani la putere și țara mea aparține. Ceea ce face și Dragnea, că eu sunt poporul, el nu e PSD-ul, nu e adevărat. Noi, ca simpli cetățeni, am votat un partid. Poate pare rău să mai spunem care, dar ei... care ajung la putere în momentul de față, care ajung de 29 de ani, s-au considerat, ei sunt puterea, nu e adevărat. Noi suntem puterea, noi suntem acei oameni conștienți, cu 10 clase, cu 5 clase, așa mai departe, care punem umărul la țara asta. Noi suntem conștienți și că ei distrug. Noi suntem, țara a mers de 29 de ani din inerție. Nu a făcut nimic niciunul, vă spun sincer. Am tot respectul pentru postul dumneavoastră de televiziune că m-ați dat în direct. Nici unul. Și vă mărturisesc sincer că nu va face nici unul nimic pentru că n-au interesul. Nu că sunt proști, să nu considerați că sunt proști. Sunt foarte deștepți pentru ei. Mulțumesc mult de tot. Înainte să merg la Brăila, la Ștefan, vreau să dau citire din multele. Primesc foarte multe mesaje, n-am timp să le citesc, că sunt în direct. Sunt unii la limita retardului care chiar mă sună în direct. Cum să răspund la telefon în direct? Bine, un foarte bun prieten de-al meu, coleg în B1, un om de suflet, spune așa: Tudore, m-a marcat faptul că dosarul colectiv se reia de la zero după 3 ani. Absolut corect. Absolut corect. Iată ce poate marca un... om de televiziune, un foarte bun om de televiziune, care e mult mai tânăr ca mine, care e mult mai proaspăt la minte decât mine, care vede lucrurile dintr-o altă generație, prin prisma unei alte generații, l-a marcat faptul că după 3 ani, dosarul colectiv, dosarul acelei drame naționale în urma căreia, știți ce s-a întâmplat, că nu are sens, cifrele respective în ziua de Crăciun nu fac bine. Morți, răniți, tragedia, nu-s cuvinte de Crăciun. Dar prietenul meu are dreptate. Mergem mai departe la Brăila. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună. Alo. Dacă mai spuneți bună seara de 3 ori, să termin emisiunea. Păi să le luăm pe rând. Ca eveniment deosebit în România n-a fost, nu este și nu va fi mult timp. Deosebit înseamnă ceva deosebit. Aș vrea să accentuez totuși un eveniment care durează 4 ani, 2 ani înainte de alegeri, ale lui doamna Augusta, care
mărea pensiile și 2 ani în timpul guvernării, dar care eveniment n-a avut loc și nu va avea niciodată. În ceea ce privește plecarea, eu am 11 rude plecate în străinătate, Canada, SUA, Elveția, de bună voie, nesiliți de nimeni. Artiști, oameni deștepți, plătiți bine. În ceea ce privește prostimea, ei nu sunt proști deloc, prostimea suntem noi. Nu, 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 stai puțin, stai puțin, oprește puțin. Întotdeauna eu am spus că prostimea suntem noi ăștia, 18-19 milioane. Da, corect. Eu știi ce am spus și îmi pare rău că l-am supărat pe cetățeanul de acum 10 minute. Eu am spus nu, așa. Nu, n-am înțeles. Ba nu, el a înțeles perfect. S-a făcut că nu înțelege, părerea mea. Ascultă-mă. Eu cunosc clasa politică mai bine decât dânsul, indiferent cine ar fi la telefon, chiar dacă Dragnea era la telefon, cunoșteam clasa politică mai bine decât Dragnea. De ce? Pentru că eu o cunosc de pe vremea când Bârlădeanu și Marțian, fiere țărâna ușoară, conduceau CPUN-ul. Da. Dan Marțian și cu Bârlădeanu conduceau CPUN-ul, adică în 1990 ianuarie, de atunci cunosc clasa politică. Eu cu Vereștoi Otilo, Dumnezeu să-l odihnească, m-am întâlnit prima oară în ianuarie 90. Unde? În dealul Mitropoliei. Deci eu, când Dragnea vindea, nu, dar Dragnea în 90 nici măcar nu vindea chipsuri și bere îndoită cu apă la el în comună. Adică n-avea nici ciorap la ușați. Dragnea. Când eu, Tudor Barbu, acreditatul televiziunii române, mergeam în Parlamentul Țării. Bun, nu, nu, bun, vreau să spun așa. Ce i-am spus eu omul ăla și susțin cu tărie? Că 29 de ani România a fost condusă, în mare parte, nu în totalitate. Pentru că l-aș jigni, de exemplu, pe Adrian Năstase, dacă aș spune că ar fi fost țara condusă doar de proști. Adrian Năstase este unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-am cunoscut eu în lumea politică din România. În 29 de ani. Dar, în egală măsură, în timpul lui Adrian Năstase 2000-2004, ca premier ce era, a fost un jaf național istoric. Bă, dar jaf istoric. Un jaf pe timp de pace mai rău decât ăla în timp de război. Năstase, repet, unul dintre cei mai culți și cei mai valoroși politicieni din țara asta. Comparați-ne cu Serbia. Câte război a avut Serbia și câte noi. Unii o duc mai bine ca noi. Bine, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Este Crăciunul vostru, minutul de aur pentru fiecare dintre cei care intră în direct. Unde mergem, Teddy? La Londra, Nicolae, ești în direct. Să trăiți, domnul Bagu. De mai... mult timp încerc să vă induce unii niște cu dumneavoastră să vorbesc. Mai tare, Teddy, că n-aud. Auziți? Da. Acum auziți? Da, vă aud. De, ca toată fiind ziua cea mai mare bucurie a noastră, fericire astăzi, că s-a născut împăratul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că eu am văzut toată înălțimea firească și vreau să vă spun să știți și dumneavoastră și toți care aud, eu am văzut, ochii mei au văzut, începând cu împărăteasa, Maica Domnului, a venit la patul meu, am văzut, a vorbit cu mine, a plecat, a venit Mântuitorul Domnului Iisus, asta a fost în 97. În 2006 a venit Domnul Iisus Hristos cu Sfântul Petru și Sfântul Andrei. A vorbit mult timp cu mine, mi-a spus că e Domnul Iisus Hristos, dar nu am înțeles, pentru că credeam că sunt vise de noapte, nu mi-a fost dat să înțeles. După aia, în 2010, cine credeți că a venit Tatăl nostru din ceruri, a venit la mine, la... Și m-a întrebat, ce să-ți dau ție? Ce să-ți dau eu ție? Ce vrei să-ți dau eu ție? Atât. Mulțumesc mult de tot. Nu ți-am oprit, oprește-te un pic. Nu ți-am oprit pledoaria, deși ai sărit mult de un minut, pentru că făceai vorbire despre unul dintre momentele care au schimbat istoria omenirii, istoria speciei, istoria planetei, istoria noastră ca existență, fundamental pusă în universul ăsta creat de Dumnezeu. Nașterea Mântuitorului, nașterea pruncului. Da, dacă nu ăsta era discursul, de mult îți opream telefonul și mergeam mai departe. Am primit un mesaj printre multe altele, am apucat să mă uit de la un prieten care îmi spune că ceea ce scrie pe banda neagră e foarte corect, că s-a născut, așa este, s-a născut lumina sufletului. Prietenii știu de ce. Nu facem reclamă la bere, Doamne iartă-mă. Mergem mai departe, bună ziua! La Petroșan sunteți în direct, salut Ioane! Bună ziua! Bună! Domnule, am și eu, vreau să îți citesc un om deștept. Noi vrem să le dea țara, dar noi ce facem pentru țara asta? John Fitzgerald Kennedy. Eu pe el îl citesc și vreau să știu și eu ce
facem noi? Tot așteptăm să ne dea primăria, tot așteptăm să ne dea guvernul, tot așteptăm. Dar noi ce facem pentru țara asta? Nimic, prietene, nimic. Absolut nimic. Majoritatea dintre noi pentru țara asta nu face nimic. Majoritatea tace. Majoritatea își vede de treaba ei. Majoritatea își vede interesul ei. Nimic, răspund la întrebarea ta, nimic. De-aia țara a ajuns și noi cu ea odată am ajuns unde am ajuns, prieten drag. Pentru că... Poți dă vina pe alții. Bravo. Bravo, mă, băiete. Poți dă vina pe alții, dar noi. Bravo. Noi, mulțimea. Bravo, mă, băiete. Mergem la Nicolae în Prahova să treci, Nicolae. Să trăiți, domnul Barbu. Hai, noroc. Cu respectul vă urez. Crăciun fericit. Doamne, ajută la toată lumea. Domnul Barbu, o singură problemă. Toți îl acuzăm pe Dragnea că face, că drege, că o face. Dar noi, ca popor, ce facem? Dormim? Bravo, asta spunea și omul dinaintea ta. Dormim? Păi și... Dacă păi... tu... Dar după părerea ta, de ce? De ce lucrurile stau așa? De ce lucrurile stau așa, domnul Barbu? Noi dormim. Eu am fost în Germania. Altă mentalitate, altă... În primul rând, altă educație. Altă educație. Logic, da. Foarte corect. Deci foarte, foarte corect. Altă educație. Nicolae, dar noi nu suntem în... Trebuie să ne oprim o secundă, îmi pare rău, pentru că trebuie să iau publicitatea, a venit momentul primei pauze publicitare, revenim la telefoanele voastre, revenim la minutul de aur pentru fiecare dintre voi, după 2-3... Ne-am întors în direct, Crăciun fericit tuturor, de fapt sănătate în primul rând tuturor, mergem direct în America, Giuseppe, ești în direct. Bună ziua, mă numesc Giuseppe, vă urez un Crăciun fericit la toată lumea și sănătate la dumneavoastră și la toată lumea în România. De unde, da, auzi, prietene, de unde sunt? Din America, da. De unde? Eu sunt acum în Florida. În Florida, bravo, tată. În Fort Lauderdale, Florida. Foarte sunt tare. Sunt plecat de 32 de ani din România. La tine, da, auzi, la tine vine, la tine, spune-mi așa, la tine vine în vizită domnul Iohannis când merge în Florida? Da, sigur. Bine. Oricând puteți să veniți. Mă bucur că ești sincer, am vrut să văd dacă ești sincer, că știam că la tine vine în vizită, dar vreau să văd dacă ești corect, dacă ești sincer. Da, da, ce-am vrut să spun, cum a spus dumneavoastră, că... România e condusă de hoți și de proști. Nu sunt proști, sunt proști pentru ei, dar nu sunt proști pentru ei, pentru altă lume. Că și eu am vrut să fac afaceri din acolo și dacă nu dai șpagă și nu ai grijă de lumea, de parlament și de partid acolo, nu poți să faci nimic, te jumulești și după aia trebuie să pleci. Aici în țară, nu auzi? Nu putem să facem nimic pentru România. Aici în țară, unde ai familia? De unde ești? De unde ai pornit în lume? Eu sunt în St. Nicolau Mare. Mamă, ce zonă frumoasă! Din Timișoara. Bravo, bă, ce zonă frumoasă! Mijlocul Ardealului. Spune-mi ceva, ce ar trebui, dar fii sincer, după 30 și ceva de ani de trai în America, ce ar trebui să se schimbe în România ca să vii acasă, dacă ai mai venit vreodată acasă? Ce ar trebui să se schimbe? Să schimbe pe toată lumea care a fost în Parlament și poliție și peste tot, să pună ceva noi cu lume care au fost afară și au văzut cum merg lucrurile și toate acestea. Lumea ce a fost înainte este și acum. I-a luat dintr-o parte și l-a mutat într-altă parte ca să ne cunoască lumea. Dar tot hoți au rămas. Am înțeles. Bine. Mă înțelegeți? Domnul director de imagine, mergi la camera 1, că e o camera, e o cameră pilot, și lasă un pic, panoramează un pic în jos, că mai am un pic și cad sub dungile astea galbene. Să trăiești, Nicolae, ești în direct în România. Da, la mulți ani și fericire tuturor. Lucru la care se poate ajunge, după părerea mea, dacă procedăm la acea introspecție interioară a fiecăruia, a căutat să ne aducem asupra greșelilor noastre în raport cu ceilalți, pentru că oricare l-am pune președinte ar face același lucru pe care îl fac acești indivizi
pentru că ei sunt conduși de afară. Am văzut acum cu gazul metan 500 de miliarde de euro. Cum s-a ales praful de ei? Pentru că toți au fost ca unul și au spus totul pentru cei de afară. Deci partidul unic al lui Ceaușescu a fost să înfrânte acest partid unic al celor care conduc țara de afară. Nicolae, deci, Nicolae, care a fost cel mai greu moment pentru tine sau pentru neamul românesc sau pentru țara asta în 2018 și care a fost cel mai bun, cel mai frumos? Cel mai greu moment cred că rămâne referendumul, ratarea lui groaznică, după părerea mea, și dacă îl cuplau cu acel cuvânt, ce părere aveți despre migrație, cred că 80% din români veneau și votau și colo și colo, așa cum trebuia să fie, pentru că aici noi am recunoscut în fața lui Dumnezeu că ducem lipsă de lumină, suntem în întuneric, ne-au păcălit, e legea lui Dragnea, nu era legea lui Dragnea, era legea lui Iisus Hristos, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, din cauza asta suntem cum suntem, ori becăim în întuneric, introspecție, copiii mei, introspecție. Nicolae, ultima întrebare, să știi că mă bucur, așteptam să prinzi, tu meritai să prinzi, azi chiar meritai să prinzi o legătură telefonică, pentru că ești unul dintre cei mai, dacă nu cel mai fidel telespectator al emisiunii mele din 2009, din 2008-2009. Spune-mi așa, Nicolae, de la OTV în continuare până azi, Nicolae, care e cel mai bun pentru neam, nu pentru el, om politic al anului 2018? Mă bucur fantastic că a revenit Crin Antonescu, care înseamnă, zic eu, vârful Himalaya în politica românească, restul tot sunt sub orice critică, nici nu poți să-i compari. Crin Antonescu are ceva de neam, de visă nobilă, de sânge albastru. Mulțumesc mult, Nicolae! Mulțumesc mult! Înainte să merg la Lugoș, vreau să fac o precizare, ca să fiu sincer cu mine, că dacă nu ești sincer cu tine, cum să fii sincer cu alții? Mă bucur foarte tare că Elena Udrea, aseară, în ajunul Crăciunului, a părăsit penitenciarul în Costa Rica și că e o femeie liberă lângă fetița ei, lângă copilul ei. Pedeapsă, nepedeapsă, pușcărie, nepușcărie, vinovăție, nevinovăție, nu mă interesează, nu-i treaba mea, avem justiție bună, rea, cu probleme, fără probleme. Mă bucur foarte tare și am să vă explic și de ce. Pentru că femeia asta e mai bărbat decât trei sferturi, dacă nu chiar mai mult, dintre așa zișii pretinși, pseudo politicienii neamului ăsta, aleși neamului, credeți-mă. 1, 2, a fost ținta mai multor guri de foc decât s-au îndreptat împotriva oricărui alt politic, nici măcar Băsescu, nici măcar Iliescu, nici măcar cine vreți voi, Adrian Năsase, care a fost în pușcărie de două ori. Nimeni n-a avut, poate Traian Băsescu, poate. Bine, Ion Iliescu, când e vorba de mineriade și revoluție și alea, dar pe timp de pace, ca să spun așa, nimeni n-a avut atâtea arme, politic vorbind, mediatic vorbind, îndreptate împotriva lui, cum a avut și are încă Elena Udrea. Îmi spunea tata, Dumnezeu să-l odinească, când era mic, bă, știi după ce recunoști un om de valoare? Nu, băi, dorule, tată, îl recunoști după faptul că toți proștii se strâng împotriva lui. Dumnezeu să-l odinească pe tata, mare dreptate avea. Bună ziua, sunteți în direct. Salut. Salut, Toma, în Lugoș, ești în direct. Lugoș, sigur că da. Sunt Nicolae, un mare investitor serie. Foarte tare. Zi, tata, ai un minut chiar, de aur. Chiar în zona de vest și ca idee de, hai, bă, de nu oameni... Prietenei, nu folosi minutul de aur ca să-mi faci geografie, că știu unde este. Nu, ok. A spus că e în centru, în Transilvania. Am greșit. Nu e chiar în centru, scuză-mă. Okay. Ca oameni... Ce spuneți dumneavoastră? Oamenii anului 2018? Bă, da, auzi, nu sunt Nicolae Mare, nu-i lângă Sighișoara? Nu, sunt Nicolae Mare, în vestul țării. În vestul țării, unde se rupe granița. Ah, da, am confundat acum, localitatea, corect. Eu o consideram că e lângă Sighișoara, am confundat de-aia și am spus foarte în centru. Bine, iartă-mă, zi! Nu, e ok. Eu părerea că oamenii anului 2018 sunt Dragnea și Dăncilă, nu? Te ascult. Zic, oamenii anului 2018, Dragnea și Dăncilă, nu? Nu știu. Ăștia sunt. Nu? În principiu, da. Nu în principiu, în fapt, da. Ei sunt, da, în prim plan, nu? Da. Sunt aici în prim plan. Da. Nu e vorba de politică, nu e vorba de... E vorba de mediatizare și de tot ce se întâmplă, da? Uite că ai deschis un subiect, eu n-am vrut să intervin în emisiunea asta, să dau vreo sugestie sau o
părere ca să influențez. Nu, Iohannis, e ok, Iohannis, fii atent, fii atent, fii atent, o secundă, da. Taci un pic. Acum vorbesc pe timpul meu, nu-ți iau din timpul tău. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, așa? Fiind Crăciunul sunt mai bun și mai altruist și atunci îi pronunț tot numele cu multă deferență, doamna, cu pricina, din punctul meu de vedere, este evenimentul cel mai important al anului. Și am să spun de ce. Este prima femeie premier din istoria neamului românesc. Prima femeie care se urcă în capul executivului acestei țări. Cea mai mare prostie, nu? Domnule, nu comentez. Eu îți spun așa. Prima femeie ministru, au pus-o liberalii. Aș vrea să pe una dintre femeile neamului cele mai deștepte la vremea aia, absolventă de facultate de medicină în afara țării, magna cum laude, șef de promoție, și care femeie a fost doar ministru, primul ministru femeie din istoria neamului. I-am prezentat biografia în ziua în care a ajuns doamna Dăncilă premier. Să știi, în mod normal, dacă eram o țară normală și un popor normal, consideram că cel mai mare eveniment al acestei perioade, numită anul 2018, este faptul că avem pentru prima dată o femeie premier. Numai că având în vedere ce femeie avem premier, tu ești primul în emisiune care îi pronunță numele. Sunt oamenii anului 2018, nu? Da. Deci doamna Bagdazar, excepțională femeie numită Bagdazar a fost primul ministru femeie al României. De acord cu asta și vă spun. Te ascult. Nu sunt oamenii anului 2018, doar că au ținut. Dar nu te doare sufletul să constați, ca și mulți alții, că țara asta în 2018 n-a avut un om de valoare în politică? Nu, n-are om de valoare țara de foarte mulți ani. Adică, nu știu, cred că ultimul om de valoare a fost Băsescu în politică. O, Neatraine, sper că te uiți la emisiunea. Sper că te uiți la Neatrainele mele. Mersi frumos pentru telefon. Mersi frumos, trebuie să iau publicitate și să mergem la turnul Severin după aia, dar eu sper că îi spun Neatraine cu mult drag. Azi e Crăciunul, astăzi sunt și eu mai, am mai spus-o, iertător și altruist. Uit măcar în ziua de Crăciun fapte urâte care m-ar determina să nu îi spun pe nume. Repet, sper că se uită fostul președinte la emisiunea să vadă ce elogiu de Crăciun îi aduc telespectatorii emisiunii mele. Luăm publicitate 2-3 minute și revenim la telefoanele cu voi și la minutul de aur pe care fiecare îl aveți necenzurat în direct la noi la B1.